Stimați reprezentanți ai mass media, stimați concetățeni, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa și de a urmări conferința de presă anunțată de reprezentanții blocului împreună. În ultima perioadă atestăm mai multe atacuri și tentative de presiune asupra aleșilor locali din Republica Moldova. Totodată asistăm și la o lipsă de reacție la solicitările acestora și la multitudine de probleme și sarcini, competențe, multe dintre care fără acoperire financiară, plasate pe umerii administrației publice locale. Cu permisiunea noastră și a colegilor mei, voi da citire declarației blocului împreună privind presiunile asupra administrației publice locale, tentativele de favorizare a traseismului politic și lipsa unei descentralizări financiare veritabile. Blocul împreună consideră autonomia locală fundamentul statului și societății și respectă principiul descentralizării și subsidiarității ca elemente fundamentale ale bunei guvernări europene, bazate pe prevederile Cărții Europene a Autonomiei Locale. Blocul împreună conștientizează importanța unei dezvoltări durabile și echilibrate a comunităților locale și pledează pentru substituirea imitației jalnice actuale a unui centralism camuflat și dominat de puterea centrală. Blocul împreună condamnă orice tip de imixtiune, presiune, abuz, constrângere, precum și utilizarea fondurilor publice și finanțărilor externe în vederea favorizării traseismului politic și racolării primarilor aleși în mod democratic și atrage atenția asupra următoarelor riscuri care planează asupra autonomiei locale din Republica Moldova. Primarii Republicii Moldova sunt supuși unor presiuni fără precedent din partea numeroaselor organe abilitate cu funcții de control. Niciodată în Republica Moldova nu a fost atât de ușoară și atât de nepedepsită lipsirea unui ales local de mandatul legal oferit prin vot direct de cetățeni, cel mai elocvent și recent caz în acest sens, fiind privarea de mandat și de dreptul de a deține funcții publice a primarului orașului Căușeni, domnul Anatol Donțu. Astfel, atragem atenția asupra atribuțiilor excesive ale inspectorilor din cadrul Autorității Naționale de Integritate, care de cele mai multe ori prin actele emise și rămase irevocabile, de fapt substituie rolul procurorilor, fără a fi efectuată o apreciere obiectivă și legală a gradului de prejudiciere a interesului public și a gravității faptelor care stau la baza actelor emise de aceștia. În acest sens, blocul împreună solicită limitarea rezonabilă a atribuțiilor și a modului de adoptare a deciziilor de către inspectorii de integritate. Prin modificarea în acest scop a legii numărul 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, legii numărul 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și alte acte normative conexe care deschid fereastra de oportunitate pentru examinarea subiectivă și politizată a cazurilor ce vizează aleșii locali. 2. Fondurile publice și cele externe sunt folosite ca mecanisme de șantaj și racolarea primarilor. Mai multe situații din regiunile țării, cel mai recent caz fiind cel din raionul Hâncești, ne semnalează faptul că primarii ar fi constrânși să adere la partidul de guvernământ dacă își doresc aprobarea aplicațiilor depuse spre finanțare în cadrul anumitor programe, inclusiv cele susținute financiar din surse externe, precum este și Programul Național Satului European. Atenționăm guvernarea și ministerele care asigură accesul către diverse programe de dezvoltare, să se dezică de practicile caracteristice regimurilor autoritare oligarhice, să nu canibalizeze partidele pro-europene și să respecte dreptul primarilor la autodeterminare, drept caracteristic unui stat european pe care pretinde că îl construiește actuala putere. Blocul împreună face apel către toți primarii din Republica Moldova, indiferent de apartenența politică sau lipsa acesteia, de a ne atenționa asupra eventualelor abuzuri sau lipsa unei justificări rezonabile în cazul refuzului de a finanța un anumit proiect de dezvoltare locală. Iar noi ne asumăm să discutăm și să soluționăm fiecare caz separat, inclusiv prin sesizarea și implicarea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova și reprezentanților misiunilor diplomatice. 3. Bugetele austere și lipsa unei descentralizări financiare pun primăriile din țară în situație de subfinanțare serviciilor publice și neîndeplinirea atribuțiilor funcționale. Constatăm existența multiplelor sarcini puse pe umerii APL în ultimii ani, care în fapt nu reprezintă competențe proprii, ci unele delegate, fără acoperire financiară, care țin de verificarea activității economice,
aspecte ce țin de ordinea publică, protecția socială, sancțiuni pentru gestiunea deșeurilor, gestionarea problemei animalelor fără stăpân și o multitudine de alte probleme care necesită instrumentariu administrativ și financiar consistent, fără de care devine practic imposibilă gestionarea eficientă a acestor domenii. Bugetele locale nu mai fac față provocărilor și devine tot mai evidentă necesitatea descentralizării anumitor resurse financiare care sunt generate și acumulate în comunitățile locale. În contextul inițierii procesului de amalgamare voluntară a localităților, dar și menținerii paralele a unor structuri ineficiente precum sunt consiliile raionale, în scopul întăririi capacității de autoadministrare a satelor și orașelor noastre, blocul împreună cere adoptarea următorului pachet fiscal pentru APL. Transferarea în bugetul local a cel puțin 50% din impozitul pe venit a persoanelor juridice. Majorarea până la 100% a cuantumului impozitului pe venit a persoanelor fizice, care ar merge în bugetele locale pentru toate localitățile Republicii Moldova și lipsirea structurilor ineficiente, precum sunt consiliile raionale, de 50% din acest venit, care se ia, în prezent, în mod discriminatoriu, de la orașele de reședință de raion. Direcționarea impozitului pe venit a persoanelor fizice către bugetul local al localității în care angajatul are viza de reședință. Transferarea către bugetele locale a unei cote de 5% din taxa pe valoare adăugată acumulată în acea localitate. Acest pachet de măsuri fiscale ar spori capacitatea de soluționare a problemelor locale, ar face reziliente localitățile în fața acestora și ar crește calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor. În concluzie, blocul împreună cere guvernării asigurarea unui dialog constructiv și echilibrat cu aleșii locali ai tuturor partidelor pro-europene, neadmiterea derapajelor antidemocratice și conștientizarea faptului că în relația dintre centru și teritoriu nu există frate mai mare și frate mai mic. Împreună pentru administrație locală europeană. Chișinău, 2 mai 2024. Cu permisiunea noastră, ofer cuvântul colegului meu, domnul Igor Munteanu, președinte al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare. Stimați colegi, noi, membru al blocului împreună, sprijinim cu toată inima această declarație și suntem pentru mai multă autonomie, decentralizare și subsidiaritate. Probabil că unul din cele mai importante ratări pe care le-a înregistrat actuala guvernare este faptul că a renunțat la cele mai importante reforme pe domeniul autonomiei locale. A renunțat la reforma administrativ-teritorială, a renunțat la creșterea de capacitate financiară a autorităților locale și a renunțat la ideea de a consulta primarii în calitate de parteneri loiali unui proces extrem de provocator care se așteaptă de apropiere de Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană, fără respectul față de subsidiaritate, nu poți să intre. Fără capacități suficiente pentru ca să gestionezi fondurile europene, de asemenea, nu ai cum să intre pe această ușă. Cu atât mai mult, nu poți să intre cu asemenea scheme de racolare a primarilor de la diverse partide, folosindu-te de instrumentul fondurilor sau accesul la resursele pe care statul le pune la dispoziția comunităților locale. Noi condamnăm asemenea practici și credem că asemenea stil de management a resurselor statului nu se potrivește deloc cu sloganele și declarațiile patetice pro-europene ale actualei guvernări. Aș vrea de asemenea să menționez faptul că populația scade în condițiile în care noi am ales același număr de primării la ultimele alegeri din noiembrie 2023. Asta face ca dacă în anul 2015 erau doar 30% din localitățile din Republica Moldova cu populație sub 1500 de locuitori, astăzi avem peste 45% cu populație sub 1000 de locuitori. Procesele demografice sunt un adevărat cancer pentru proiectele noastre de dezvoltare. În condițiile astea să păstreze aceeași structură administrativ-teritorială este nu o greșeală, este o dramă. Și din acest punct de vedere, blocul împreună cu toate partidele constituente și cu cei care simpatizează cu ideea de descentralizare, autonomie locală, subsidiaritate, creșterea capacităților. Noi spunem că actualul guvern și viitoarele guverne obligatorii trebuie să revină la reformele fundamentale care trebuie să aibă loc în raport cu comunitățile locale. Comisia paritară,
nu trebuie să fie privită ca un element decorativ a relațiilor dintre primari și guvern. Guvernul nu trebuie să fie cel care taie și spânzură. Există formate de dialog și de consultare între autoritățile cu mandat din partea populației și autoritățile naționale. În Olanda nu există nici un precedent în care bugetul de stat să fie adoptat fără consimțământul anterior al municipalităților din Olanda. Și asta este o practică pozitivă. Ultimul lucru, noi suntem sub monitorizarea atentă și strictă a Consiliului Europei. Dacă cineva crede că toate lucrurile sunt pozitive și roze în acest moment pe agenda de integrare europeană, eu aș vrea să le spun că nu au dreptate. Monitorizarea în Consiliul Europei la subiectul autonomiei locale este o gravă carență a calității guvernării de Republica Moldova. Trebuie să revenim la normalitate și trebuie să repornim reformele fundamentale care vizează și creează fragilitate la nivelul comunităților, a primăriilor și a planurilor noastre de reconstrucție a Republicii Moldova în favoarea omului simplu. Vă încurajez să ne urmăriți și să sprijiniți acest demers care este în favoarea oamenilor. În continuare, aș vrea să-l rog pe domnul Ștefan Grigor, președintele Partidului Schimbării, să continue tema. Mulțumesc. Stimați cetățeni, stimați jurnaliști, ceea ce este important să înțelegem e că PAS-ul, fiind la guvernare, a promis în campanie electorală descentralizarea autonomiei patrimoniale și financiară, delimitarea terenurilor, dezvoltarea administrației publice locale, implementarea, de facto, și de iure a promisiunilor pe care le-a făcut acest partid până la actul guvernării. Adevărul este că reforma administrativ-teritorială și administrației publice locale a fost amânată până în anul 2027, iar între timp s-au folosit de bugetul de stat și s-au folosit de poziția dominantă pe care o au în exercitarea actului guvernării ca să impună, să stimuleze, în ghilimele, zeci și zeci de primari să migreze spre Partidul Acțiunii și Solidaritate. Noi am văzut acest fenomen pe timpul lui Plahotniuc, dar niciodată nu am crezut că acest fenomen va lua va lua proporții și va exista pe timpul guvernării care a fost adusă de doamna Sandu. În această situație, noi condamnăm ferm traseismul și șantajul primarilor. Acest lucru se regăsește în declarație. Aceste tentative de a impune sau de a convinge primarii din alte formațiuni politice, inclusiv formațiunile politice care sunt membre a blocului împreună, să migreze spre PAS. Și drept argumente sunt invocate fondurile de stat, banii publici, banii pe care noi îi achităm sub formă de impozite. Dacă nu veți trece, vedeți că va fi greu să obțineți fonduri, statul european, finanțări, nu e cazul, nu vă legați și așa mai departe. Acest lucru s-a întâmplat până în campania electorală, acest lucru s-a întâmplat în timpul campaniei și după campanie, acum se întâmplă. Și acest lucru este categoric inadmisibil. Mai mult, PAS-ul, pentru a fi mai convingător în această poziție a lor, da, au modificat legea pentru Agenția Națională de Integritate și au dat competență ANI-ului să înceteze mandatele primarilor imediat, din momentul pronunțării hotărârii. Deși anterior era constituțional și legal. Hotărârile ANI puteau fi contestate în instanța de judecată. Instanța, după verificarea tuturor circunstanțelor, stabilea cine are dreptate și dădea verdictul. Acum, primari, ca Donțu, care a fost ales cu aproape 70%, dacă mi-aduc aminte corectă, da? Cifra exactă nu o țin minte, dar e circa 70% de voturi
a cetățenilor săi, un grad de încredere mai mare. Ați văzut vreodată un politician de nivel național care ar avea 70% grad de încredere? Ei au 70% anti-rating. Inclusiv doamna Sandu, care are 63% anti-rating astăzi. Stimați și nestimați reprezentanți PAS, voi ce vă permiteți? Voi cine vă credeți? Și cât credeți că o să o duceți în așa hal? Acum situația cu Donțu se va repeta. Există pe rol procese a altor primari de orașe și municipii care pot fi dați afară din primăriile în care au fost aleși de cetățenii noștri. De exemplu, primăria din Rezina, domnul Tatarov, este la Curtea Supremă de Justiție astăzi. Pentru o chestiune absolut formală, de bună credință, din care n-a avut de câștigat, dumnealui astăzi este sancționat și persecutat de ani. Și dumnealui, fiind ales în primul tur cu 64%, riscă să-și piardă mandatul pentru că, vezi, mă rog, aceeași situație ar putea să se repete la Iedinț și în alte localități. Apelul nostru este către cetățeni. Vă rugăm să fiți conștienți de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Nu vă faceți idoli. Aproape 3 ani de guvernare au dat pe față foarte multe procese nefaste, îngrijorătoare. În mod normal, dacă asta făcea Plahotniuc, dacă Plahotniuc modifica legea Aniului, toată țara era în stradă. Atunci când se întâmplă abuzuri, nu contează cine este la guvernare. Albaștri, galbeni, tărcați, verzi, fioleți. Abuzul este abuz sub orice culoare. Și asta este inadmisibil. Nu poți cu hurta grămădi primari într-un partid cu deasâla. Primarul trebuie să dea cu mâna cu politicianul de la Chișinău numai din respect. Nu îl respectă pe Ștefan Gligor, primarul, alesul local sau consilierul municipal sau consilierul orășenesc. Să nu dea mâna. Dar faptul că eu sunt mare nacealnic la Chișinău și eu sunt cu mâna pe bugetul național, public național, nu este un argument să dai cu mine mâna dacă nu mă respecti. Și același lucru este valabil față de PAS și față de oricine va veni la guvernare. Partidele vin și pleacă. Iar alesul local merge pe stradă alături de cetățean, spre deosebire de parlamentarii noștri, de membrii guvernului și mulți alții. Ei sunt mult mai aproape de popor. Și atunci când noi îi sancționăm pe nedrept, injust, ce fel de integrare europeană, ce fel de valori europene și ce fel de mesaj dăm noi cetățeanului și partenerilor noștri de dezvoltare, care ne respectă independența, ne respectă dreptul de a ne administra țara așa cum considerăm noi de cuvință, dar să nu uităm, noi suntem stat candidat al Uniunii Europene și vrem să devenim membri până în 2030. Dacă continuăm tot așa, noi nu vom ajunge nicăieri. De această declarație, vă rugăm frumos să o examinați. Noi propunem modificări de legislație. Noi propunem să schimbăm modul de administrare și de finanțare a administrației publice locale. Noi propunem să scoatem administrația publică locală din postura de subiect șantajat de guvernarea națională, care o fie ea. Caz e PAS, pe urmă va veni altcineva. Noi nu mai putem, de 30 de ani, tot să șantajăm aleșii noștri locali cu banii din bugetul public național. Banii trebuie să rămână la nivel local, din impozitele persoanelor juridice, și noi propunem 50% să rămână în localitate direct, fără să mai vină la Chișinău, și toate celelalte propuneri. Vă mulțumim frumos pentru atenție, sperăm foarte mult, atât cetățenii, cât și aleșii locali, cât și, de ce nu, delegația Comisiei Europene, să atragă atenția acestui demers și acestei declarații, pentru că noi ridicăm subiecte de maximă importanță. Vă mulțumesc frumos! Noastră, mai doriți să interveniți? Alexandru. Stimați concetățeni, stimați reprezentanții mass media, am ținut să subliniem aceste teme de importanță maximă, pentru că un stat european, un stat democratic și un stat prosper nu poate fi construit fără comunități locale dezvoltate și prospere.
și dreptul la autodeterminare, dreptul la asociere politică a primarilor acestor localități nu trebuie să influențeze sub nicio formă dezvoltarea locală și obținerea anumitor finanțări sau accesarea anumitor proiecte de dezvoltare locală. Suntem în săptămâna luminată și sperăm că și prin această conferință de presă vom lumina gândurile guvernanților noștri și vom apleca urechea acestora la solicitările și uneori la strigătul disperat pe care îl vociferează administrația publică locală și în final vom dezvolta împreună și vom mișca țara noastră pe făgașul normalității și pe făgașul integrării europene. Iar sancționarea nechipzuită de multe ori a aleșilor locali pro-europeni cu un nivel înalt de încredere, care reprezintă percepția cetățeanului uneori față de procesul de integrare europeană, lovește dur inclusiv în acest proces și ținem să subliniem acest lucru și să atenționăm guvernarea să se dezică de aceste practici contra cărora trebuie să recunoaștem a luptat pe parcursul anilor și am luptat și noi numai puțin. Vă dorim sărbători luminate și ne revedem cu drag după acestea în discuții pe alte subiecte de interes public. Domnul Munteanu, vă rog, încheie. Un singur lucru aș vrea să spun. În ultima vreme se vede tot mai clar că oamenii se tem să-și expună opinia. Asta se vede în raport cu presa, asta se vede în raport cu cei operatori care încearcă să construiască sondaje de opinie. Din unde apare această frică? Și această frică se vede de asemenea printre primari. Pentru că ei se tem, foarte mulți dintre cei posibil care, pe care îi cunoașteți, se tem că dacă vor spune niște lucruri mai directe, mai precise, mai convingătoare, s-ar putea să fie lipsiți de sursele din bugetele de stat, din fondurile pe care le gestionează actuala guvernare. Oameni buni, nu vă fie frică, pentru că dacă credeți cu adevărat în virtuțile și în valorile libertății, trebuie să vă asumați riscurile meseriei și trebuie să reprezentați cât mai bine interesele populației pe care o reprezentați, prin mandat, prin faptul că putem să fim solidari pe plan național, pentru că abuzurile nu pot fi trecute cu vederea. Și abuzurile în legătură cu primarul Donțu de la Căușeni și abuzurile în raport cu cei care sunt rupți în genunchi, în diverse raioane, pentru că avem foarte multe informații exact despre aceste lucruri și în acest moment le completăm. Ultimul lucru, aș vrea să menționez. Societatea civilă, Asociația Calm, a lansat o inițiativă extraordinară, care se cheamă Proiectul de Municipalizare a Republicii Moldova. Întărirea primăriilor de orașe și consolidarea, într-un fel, a capacităților. Haideți să revenim la reformele fundamentale, de bază, care lipsesc în Republica Moldova. În acest moment totul este oportunism și totul este, cum se spunea pe timpuri bolșevice, oportunitate revoluționară. Restul nu contează. Trebuie să revenim la interesul public și la interesul național de a avea o administrație suplă, eficientă, capabilă să gestioneze interesele comunităților și mai aproape de standardele europene pe care atât de des le clamăm la foruri superioare. Demersul nostru este un demers sprijinit de foarte multă lume. Am lansat această conferință tocmai pentru ca să întărim mesajul pe care domnul Alexandru Bujoreanu l-a citit domnilor voastre, pentru că această declarație trebuie să fie citită cu multă atenție. Ne rezervăm dreptul la toate acțiunile necesare pentru ca apărarea autorităților locale să fie un lucru știut de toată lumea și să existe garanții pentru această, pentru drepturile lor fundamentale. Mulțumim frumos pentru atenție și vă mulțumim și sărbători fericite tuturor. Mulțumim.